De ziua copilului, România a aflat cum și câți copii a transformat comunismul în victime. 10.000 numai în orfelinate. Bună dimineața, sunt Valentin Budnaru și începe Observatorul Matinal. Copiii erau înfometați, bătuți, legați de pață, o băgați în cămașă de forță, spălați la grămadă cu furtunul. Izidor și Renata, supraviețuitorii orfelinatelor, au fost salvați și au vorbit în exclusivitate pentru Observator. Un șofer a fost lovit cu o rangă de către un om pe care a încercat să-l ajute, un autostopist pe care l-a luat în mașină fără să bănuiască ce va urma. Bătrânii luați de viitură au fost găsiți după o noapte de căutări. Duși de apă la 10 de kilometri distanță, niciunul dintre ei nu a rămas în viață.